salut pe toți cei care vreți să mai vedeți o problemă frumoasă de fizică. Problema pe care vă prezint azi este interesantă din mai multe puncte de vedere, odată pentru că rezolvarea ei presupune atât cunoștință de termodinamică cât și de mecanică, apoi pentru că ne arată un lucru interesant în legătură cu corpurile scufundate într-un lichid, atunci când ele conțin aer și când aerul din interiorul corpului este supus presiunii hidrostatice de la adâncimea la care se găsește corpul. Și în al treilea rând, pentru că putem să găsim câteva aspecte interesante pe baza rezolvării problemei legate de modul în care funcționează aparatele de scufundat, de pildă submarinele. Textul problemei este cel pe care îl vedeți acum. Este legat de cazul în care scufundăm un corp cu gura în jos în apă. Și anume, ne întreabă care este adâncimea maximă de la care un corp scufundat în acest fel se mai ridică la suprafață dacă îl lăsăm liber. Sub acțiunea, bineînțeles, a forței arhimedice, despre care vom discuta imediat. Vreau să precizez de la început că vom avea atât o parte teoretică, adică vom rezolva problema algebric și vom avea și o aplicație. Vom aplica formula pe care o găsim la un pahar și vom calcula care este adâncimea maximă la care putem scufunda paharul respectiv, de la care el încă mai revine, vine la suprafață, se mai poate ridica. Dar poate că vă întrebați de ce există o adâncime maximă. De ce dacă un corp scufundat se ridică de la o anumită adâncime, nu se mai poate ridica de la altă adâncime? Poate că desenele pe care le vedeți acum pot să explice acest lucru, și anume atunci când corpul este în exterior, el este plin cu aer, dar pe măsură ce coboară, așa cum vedeți în desenul al doilea, când deja ajunge la o anumită adâncime în lichid, în apă, din cauza presiunii hidrostatice, volumul aerului din interiorul corpului se micșorează. Aerul este comprimat. Și pentru că forța arhimedică, așa cum vom vedea imediat, este proporțională cu volumul de apă dezlocuit, înseamnă că acest volum de aer, dezlocuind tot mai puțină apă, pentru că volumul se face tot mai mic, face ca forța arhimedică să devină tot mai mică pe măsură ce corpul coboară. Să vedem alte două desene. Aici vedeți corpul la o adâncime la care forța arhimedică este mai mare decât greutatea, în primul caz, și în acest caz, dacă las liber corpul, el se ridică. Dar în al doilea desen, vedeți ce se întâmplă la limita maximă pe care vrem să o calculăm. Acolo, deja gazul a fost comprimat, aerul a fost comprimat atât de mult, încât forța arhimedică, care s-a tot micșorat pe măsură ce corpul a coborât, a devenit egală cu greutatea. Și dacă duc mai jos de atât corpul, el nu se mai ridică, coboară, pentru că forța arhimedică, de aici în jos, este mai mică decât greutatea. Deci, din acest motiv, există această limită de adâncime. Există o adâncime maximă de la care corpul mai poate să se ridice spre suprafață. În primul clip din această serie am promis că de fiecare dată voi arăta care sunt cunoștințele teoretice necesare pentru rezolvarea problemei prezentate și așa voi face și azi. Avem nevoie de următoarele lucruri. Trebuie să știm ce este forța arhimedică și cum se calculează. Trebuie să știm cum se calculează presiunea hidrostatică, adică presiunea la adâncimea H într-un lichid, presiunea produsă de lichidul respectiv. Acestea două fiind cunoștințe de mecanică și mai avem nevoie din termodinamică, de legea transformării izoterme a gazului ideal. Și pentru că vreau să fac și o mică, scurtă generalizare și legea transformării generale a gazului ideal. Putem aplica formulele
legate de gazul ideal, în cazul aerului din vasul nostru, pentru că în condițiile de presiune și temperatură presupuse de problemă, aerul poate fi considerat un gaz ideal. Să le luăm pe rând. Întâi, forța arhimetică. Forța arhimetică apare atunci când un corp se găsește într-un fluid și într-un câmp gravitațional. În cazul nostru ne interesează un corp scufundat în apă și știm de la Arhimede deja, deci știm de peste 2200 de ani, că forța arhimedică este orientată în sus. Forța arhimedică are întotdeauna sens opus greutății și că ea se calculează ca fiind greutatea apei dezlocuite de corp. Adică câtă apă a dat la o parte corpul când a intrat, când s-a scufundat în apă. Câtă apă dezlocuiește un corp? Păi dezlocuiește un volum de apă egal cu volumul corpului. Și atunci forța arhimedică înseamnă că se poate calcula în felul următor: forța arhimedică, densitatea apei, că pe noi apa ne interesează, dar în general este densitatea fluidului respectiv, ori volumul corpului, ori accelerația gravitațională. De ce? Repet, pentru că volumul corpului este de fapt egal cu volumul apei dezlocuite. Și dacă înmulțesc volumul cu densitatea, obțin masa apei dezlocuite, care la rândul ei, dacă se înmulțește cu accelerația gravitațională, îmi dă greutatea apei dezlocuite. Iar forța arhimedică este egală cu greutatea apei dezlocuite. Al doilea lucru, presiunea hidrostatică. Presiunea hidrostatică în interiorul unui lichid se calculează cu formula ρgh, unde ρ este densitatea lichidului respectiv, g mic este accelerația gravitațională, iar h este adâncimea la care ne interesează valoarea presiunii. Acestea sunt cunoștințele din mecanică necesare. Din termodinamică ne trebuie legea transformării izoterme a gazului ideal, care spune că produsul P ori V este constant, deci produsul dintre presiune și volum este constant. Cu alte cuvinte, într-o transformare izotermă, presiunea și volumul sunt invers proporționale, asta ne arată această formulă. Iar legea transformării generale spune că P ori V supra T este constant, deci produsul presiune dintre presiune și volum împărțit la temperatura absolută îmi dă tot timpul aceeași valoare, indiferent cum se schimbă acești parametri. De fapt, nu se pot schimba decât în așa fel încât produsul acesta împărțit la temperatura absolută să fie constant. Să rezolvăm problema întâi, așa cum am spus, algebric. Pentru asta trebuie să notăm mărimile de care avem nevoie, să le notăm în felul următor: cu m mic masa paharului, cu V volumul paharului, dar atenție, este vorba despre capacitatea volumetrică a paharului, adică ce volum de apă, de pildă, încape în paharul respectiv, cu ρ densitatea apei, cu ρS densitatea sticlei, pentru că veți vedea că avem nevoie și de densitatea sticlei, cu G mic valoarea accelerației gravitaționale și cu P0 presiunea atmosferică, pe care o vom considera presiunea atmosferică normală, pentru că variațiile presiunii atmosferice sunt prea mici ca să modifice semnificativ rezultatul problemei. Adâncimea pe care o căutăm. Pornim de la condiția care trebuie pusă la adâncimea pe care o căutăm, și anume ca acolo forța arhimedică să fie egală cu greutatea. Deci condiția limită este ca forța arhimedică să fie egală cu greutatea, așa cum vedeți în desen. Pentru că, așa cum am spus, dacă merg mai jos,
forța arhimedică devine mai mică decât greutatea și corpul nu se mai ridică. Deci vrem să găsim adâncimea la care forța arhimedică este egală cu greutatea. Greutatea este foarte ușor de calculat. Greutatea paharului este masa lui înmulțită cu accelerația gravitațională. Bineînțeles că neglijăm masa aerului din pahar, pentru că masa aerului e mult mai mică decât masa sticlei din care este confecționat paharul și n-are rost să ținem seama de această masă. Forța arhimedică. De fapt, în cazul problemei noastre avem două forțe arhimedice. Avem o forță arhimedică care apare din cauza faptului că sticla din care este confecționat paharul are un volum. Cu alte cuvinte, și dacă introduc paharul în apă cu gura în sus, lăsând apa să intre în el, și atunci voi avea o forță arhimedică, care apare din cauza faptului că sticla din care este confecționat paharul dezlocuiește o cantitate, un anumit volum de apă. Și atunci să notăm această forță arhimedică cu forța arhimedică 1, ea va fi densitatea apei ori volumul apei dezlocuit de sticla din care e confecționat paharul, dar acel volum este egal cu volumul sticlei din care este confecționat paharul, iar volumul se poate calcula împărțind masa la densitate. Deci dacă împart masa paharului la densitatea sticlei, voi obține volumul sticlei din care este confecționat paharul. Și mai trebuie să înmulțesc cu accelerația gravitațională. Și am expresia forței arhimedice care acționează asupra sticlei paharului. Apoi mai este forța arhimedică care acționează asupra aerului sau din care apare din cauza aerului închis în pahar. Acea forță arhimedică, să notăm forța arhimedică 2, este densitatea apei ori volumul aerului din pahar ori G mic. Prima, forța arhimedică 1, nu depinde de adâncime. Indiferent la ce adâncime sunt, volumul sticlei rămâne același. De fapt, se vede că nimic din ce am în dreapta nu se modifică odată cu adâncimea. În schimb, volumul aerului închis în pahar se modifică odată cu adâncimea și, de fapt, se face tot mai mic odată ce cobor în apă. Și din cauza asta și forța arhimedică 2 se face tot mai mică odată cu înălțimea. Este variabilă. Deci forța arhimedică totală este suma celor două, adică este ρ ori m supra ρ sticlă ori g mic plus ρ ori volumul aerului ori g mic. Ca să găsim adâncimea limită, trebuie să găsim o expresie pentru volumul aerului în care să apară adâncimea. Și pentru asta folosim legea transformării izoterme. Și anume, produsul P ori V știm că este constant. La început, când introduc paharul în apă, nu l-am introdus încă, așa cum vedeți în acest desen, presiunea este egală cu presiunea atmosferică, pentru că aerul din pahar are aceeași presiune cu restul aerului, iar volumul este volumul paharului. Și atunci pot să scriu pentru starea inițială P0 ori V este egal cu, și acum când sunt la o anumită adâncime, H, atunci presiunea este egală cu presiunea atmosferică plus presiunea hidrostatică a lichidului la adâncimea respectivă, deci acolo presiunea este egală cu P0 plus ρgH, iar volumul este volumul aerului, cel pe care îl caut, deci va fi egală cu P0 plus ρgH înmulțit cu volumul aerului. Deci, din legea transformării izoterme, am găsit această expresie
în care, încă o dată spun, paranteza reprezintă presiunea totală la adâncimea H, care este egală cu presiunea atmosferică plus presiunea hidrostatică. Și de aici pot să exprim volumul aerului, care va fi egal cu P0 supra P0 plus rho GH înmulțit cu V. Și atunci forța arhimedică totală capătă expresia rho ori M supra rho sticlă ori G mic plus rho ori V ori P0 supra P0 plus rho GH, deci volumul aerului, acesta este volumul aerului, și mai bine înmulțit cu G mic. Deci am găsit expresia forței arhimedice funcție de adâncime. Deci ne arată că, într-adevăr, forța arhimedică depinde de adâncimea la care mă găsesc în lichid. Și acum voi reveni la această egalitate, adică pentru a găsi adâncimea limită, adâncimea maximă, voi pune condiția ca această forță arhimedică să fie egală cu greutatea. Și obțin următoarea ecuație. Forța arhimedică, adică rho ori M supra rho sticlă ori G mic plus rho ori V ori P0 supra P0 plus rho GH ori G mic este egal cu M ori G. Deci am egalat forța arhimedică, expresia ei, care mi-arată că depinde de adâncime, cu greutatea paharului, care nu depinde de adâncime. Trecem termenul acesta în dreapta și vom avea rho ori V ori P0 supra P0 plus rho GH ori G mic. De fapt, G mic există în fiecare termen, nu mai are rost să-l scriu. Ecuația se poate împărți la G mic. Deci am rho ori V ori P0 supra P0 plus rho GH este egal cu M pe lângă 1 minus G mic. Nu mai există. Și aici rămâne raportul rho supra rho sticlă. Deci am dat factor comun masa în dreapta. Și atunci pot să scriu că P0 plus rho GH este egal cu P0 ori rho ori V supra M pe lângă 1 minus rho supra rho sticlă, de unde rho GH va fi egal cu ceea ce vedem în dreapta, minus P0, și atunci P0 se poate da factor comun. P0 pe lângă rho ori V supra M pe lângă 1 minus rho supra rho sticlă minus 1, pentru că P0 de aici trece în dreapta, minus P0. Și atunci H, formula finală, adâncimea la care greutatea este egală cu forța arhimedică, are expresia P0 supra rho ori G pe lângă ori V supra M pe lângă 1 minus rho supra rho sticlă. Văd că n-am închis aici paranteza. Minus 1. Aceasta este expresia algebrică pentru adâncimea pe care o căutăm. Formula pe care am dedus-o ne arată că dacă vrem să calculăm adâncimea maximă pentru, de pildă, acest pahar, până la care îl putem scufunda cu gura în jos, în așa fel încât, atunci când îl lăsăm liber, să revină la suprafață, trebuie să știm despre pahar trei lucruri. Masa lui, volumul lui în sensul de volum interior, de capacitate volumetrică, și densitatea materialului din care este confecționat, în cazul nostru sticla.
Pentru că celelalte mărimi din formulă n-au nicio legătură cu paharul. Presiunea atmosferică, densitatea apei și accelerația gravitațională. Deci, ca să facem calculele pentru acest pahar, repet, trebuie să știm trei lucruri. Masa lui, volumul lui și densitatea sticlei. Să vedem întâi masa și volumul. Deci, următoarele valori. Masa paharului 188 de grame, adică 188 ori 10 la minus 3 kilograme. Volumul paharului 245 centimetri cubi sau 245 ori 10 la minus 6 metri cubi. Densitatea sticlei, dacă o să o căutați în tabele, veți vedea că este de aproximativ 2500 de kilograme pe metru cub. Acestea sunt proprietățile legate de pahar. Și mai avem nevoie de densitatea apei, care este 1000 de kilograme pe metru cub, presiunea atmosferică normală, care este 10 la 5 pascali și valoarea accelerației gravitaționale, care este aproximativ 10 metri pe secundă la pătrat. Acestea sunt toate mărimile de care avem nevoie, care apar în formula noastră, așa că putem să facem calculul. Adâncimea maximă pentru paharul nostru va fi H mic egal cu, nu mai scriu unitățile de măsură pentru că ați văzut că am făcut transformările în sistemul internațional. 10 la 5 supra 10 la 3 ori 10, 10 la 4 pe lângă 10 la 3 densitatea apei ori volumul 245 ori 10 la minus 6 supra masa 188 ori 10 la minus 3 pe lângă 1 minus 1000 pe 2500 și totul minus 1. 10 la 5 pe 10 la 4 este 10, înmulțit cu 10 la minus 3 se simplifică cu 10 la minus 6, rămâne 10 la minus 3 care se simplifică cu 10 la 3. 1 minus 10 pe 25 înseamnă 1 minus 2 pe 5. 2 pe 5 înseamnă 0,4. 1 minus 0,4 este 0,6. Deci am 245 supra 188 ori 0,6 minus 1. Deci H va fi egal cu 10 pe lângă 245 supra 6 ori 8 e 48. 48 cu 4, 52, 6 cu 5, 11, 112,8 minus 1.
Dacă o să faceți calculul până la sfârșit, veți vedea că valoarea lui H mic este de aproximativ 11,7 metri. Ceea ce înseamnă că în cazul acestui pahar, dacă îl întorc cu gura în jos și îl scufund în felul acesta în apă, tot mai adânc și mai adânc și mai adânc, pot să mă duc până pe la aproximativ, pentru că am aproximat anumite valori, 11,7 metri și până acolo, dacă îi dau drumul, încă el va reveni la suprafață. Dacă mă duc mai jos de atât, îi dau drumul și el coboară, pentru că forța arhimedică mai jos de această limită este mai mică decât greutatea. Am spus la începutul clipului că există o legătură între problema noastră și submarin. Care este legătura respectivă? Submarinul are niște rezervoare în care poate să lase să intre apă sau poate cu ajutorul aerului comprimat să împingă apă afară din rezervoare. Este ca și când am putea cu paharul nostru care deja e scufundat și să zicem că nivelul apei e până aici, restul aer, ca și cum am putea să coborâm sau să ridicăm nivelul apei în pahar. Dacă împingem afară o parte din apă, forța arhimedică devine mai mare. Dacă lăsăm să intre mai multă apă, forța arhimedică devine mai mică pentru că se modifică volumul ocupat de aer. Același lucru îl face și submarinul, dar asta înseamnă că există și pentru submarin o adâncime maximă. Și acum nu discutăm despre rezistența submarinului, adică dacă rezistă el la adâncimea respectivă sau este turtit de presiunea hidrostatică, ci mă refer la altceva, și anume, submarinul se poate ridica de la o anumită adâncime dacă presiunea aerului comprimat pe care îl are la dispoziție este mai mare decât presiunea totală la adâncimea respectivă, adică pe 0 plus rho gh. Pentru că altfel nu mai poate să împingă afară apa din rezervoare și atunci nu se mai poate ridica. Deci există și în cazul submarinului o astfel de adâncime maximă care depinde de presiunea pe care o are aerul comprimat pe care îl folosește ca să împingă apa afară din rezervoare. Și acum acea scurtă generalizare despre care am vorbit la început. Ce se întâmplă dacă temperatura apei este diferită de temperatura aerului? Atunci nu vom mai avea o transformare izotermă, ci o transformare generală. Și atunci ecuația, în loc să arate așa cum arată ecuația de sus, cea pe care am folosit-o la rezolvarea problemei, va arăta așa cum arată ecuația de jos. Și din această ecuație vom găsi expresia volumului apei. Dacă facem așa, în loc să găsim relația de sus, scrisă cu albastru, pe care am găsit-o astăzi, vom găsi relația de jos pentru adâncimea maximă scrisă cu roșu, care este foarte asemănătoare cu cea pe care am dedus-o azi, dar apar și cele două temperaturi, temperatura aerului și temperatura apei. Sper că v-a plăcut problema. La revedere!